venit, Dan. Salutare, dragilor, la mulți ani, Lili. Mulțumesc, Dan. Buchețelul de flori a fost, nu a trebuie fost, să-l da, afișăm. Mulțumesc. E ok. Să fii bine și mai ales, dacă îmi permiți, să fiți niște părinți senzaționali în continuare, pentru că sunt sigur că deja sunt. Să știi că facem tot ce putem. Exact. Păi senzațional, dacă reușim să trecem, dar cât putem, cam asta este ideea și în privința examenelor, cum ne putem pregăti copiii pentru testele importante de evaluare, BAC sau alte teste, trebuie să fim acolo. Mm. Trebuie să fim acolo lângă ei și să le oferim foarte, foarte mult suport psihic. Că despre asta este vorba în mod deosebit. Copilul tău merge la tablă. Va trece cu succes testele dacă nu este într-o stare de panică și stres. Da? Dacă își autoreglează emoțiile, dacă reușește să le dea la o parte și să se concentreze, dacă el crede în forțele proprii, dacă simte că îl sprijin, de fapt toate chestiile astea vin de aici, dacă simte că părintele îl sprijină și dacă știe să învețe, tot părintele poate ajuta foarte tare, dacă își gestionează eficient timpul, în timpul examenului, la asta ne referim, știe să-și exprime clar gândurile, să sintetizeze și verifică la final cu atenție ceea ce a scris, astfel încât să vadă că nu există greșeli. Bun. Și ce putem face noi? N-ați fost într-o stare de panică și stres tot timpul când trebuia să aveți examene? Ba da, dar da, să știi că a fost mai accentuată dacă și părinții erau. Da, nu, câteodată eram și din cauza părinților. Pentru că ei spuneau, trebuie să faci, dacă nu faci asta, fii atent, acolo, nu, da. N-ai cum, n-ai. Ai învățat la matematică. Și tu nu voi să-i dezamăgești pe ei, adică exact. Era foarte greu. 9 sfaturi pentru a-ți ajuta copilul la examene, iar unul dintre ele, eu l-am pus pe poziția a treia, este de a nu-i transmite stresul tău. Aia zic. Da? Nu-i transmite stresul tău, atenție, un examen eșuat nu este un capăt de lume, de țagă, de viață, de destin. Acum îmi spui, Dane. Hai să ne gândim câți dintre noi au făcut o facultate și profesional fac altceva, de exemplu. Normal. Da? Sau câți dintre noi au intrat mai la coadă în liceu și după aia au performat foarte tare. Nu eu, mă scuzați, nu eu. Eu am intrat sub... Așa. Hai să mergem. Bun. Cu primul. Ce putem face? Să credem foarte tare în copilul nostru. Cum? Punând accent pe abilitățile lui. Fiecare dintre copii, fiecare dintre ființele umane are niște puncte de interes unde excelează. Sunt, poate că nu este foarte bun la matematică, dar cu siguranță este bun în zona de creație. Da? Și atunci scoatem în evidență aceste abilități. Evităm accentul pe eșecul din trecut. Cu siguranță au fost momente când n-a fost bun la ceva. Hai să le dăm la o parte, hai să scoatem în evidență lucrurile la care se pricepe. De ce facem asta? Pentru a-i da încredere în el. Da? Avem grijă la alimentație, e important subiectul ăsta și vin cu sfaturile specialiștilor din zona asta și citez aici. În timpul muncii mentale intense, elevilor li se recomandă să mănânce 4-5 mese pe zi care să conțină legume, fructe, pâine integrală, ouă, carne slabă, produse lactate, pește, cereale, semințe. Nuci și alune pentru gustărici, dar atenție, fără junk food, fără chipsuri, fără ronțele nesănătoase, pentru că pică greu la stomac și nu vrei să-i dai copilului tău o stare de greu, plus, o stare... Știm cu toții că atunci când mănânci ceva greu, sângele se duce de aici, aici, deci e mai greu să reții și mai greu să gândești. Asta da. A fost tot liceul nostru. Păi de asta, acum se explică multe. Nu, și sunt mulți copii care, din contră, datorită, din cauza stresului, nu mănâncă, evită să mănânce și mănâncă o dată în zi. Sau alții care mănâncă prea mult. Exact. Deci trebuie să controlăm chestia asta în perioada de învățare. Încă o chestie, bananele sunt ideale pentru înlăturarea stresului. Ele conțin hormonul fericirii, serotonina și ne ajută foarte, foarte mult. Banana bread. Banan. Iată, da? Bun. Nu-i transmitem stresul nostru, asta este clar. Încercăm să ne abținem. Încercăm. Mamă! Dar ce se va întâmpla, mă, mâine? Nu, fără chestii dintre astea. Sau, tată. Așa. Ajută-l să învețe. Hai să le... în perioadele de învățare să-i coordonăm puțin, mai ales la vârstele mai mici, în care ei încă nu știu foarte clar cum să învețe. Hai să-i ajutăm să le arătăm ce înseamnă o schematizare, ce înseamnă un grafic, astfel încât să combini memoria textuală cu memoria vizuală. Da? Creează-i condiții optime. E foarte important că atunci când copilul învață să aibă un loc potrivit,
să aibă liniște în casă, și ține de noi chestia asta, să-i eliminăm lucrurile care l-ar putea distrage. Spun specialiștii că și cromatica ajută foarte mult, galbenul și violetul stimulează învățarea. Poți veni cu o plântuță, cu un buchet de flori, mai ales la fete, galbene, și le dă o stare de bine și de concentrare. Dar eliminați gadgeturile, eliminați toate lucrurile astea care i-ar putea distrage, stabiliți foarte clar programul de învățare și nu-i schimbați radical rutina. Adică fiecare copil este diferit. Pe măsură ce cresc, o să vedeți, unii dintre ei preferă să învețe dimineața, alții sunt obișnuiți păsări de noapte, cum eram noi prin liceu sau prin facultate, tot copii eram, deși mai mari, dar fiecare are stilul lui de învățat și atunci nu trebuie să-i schimbăm radical rutina. Hai să mergem să îi aducem tot universul în jurul lui, astfel încât el să-și continue procesul de învățare. Punem accent și pe somn, se doarme, ba mai mult, specialiștii spun că ar trebui copilul să doarmă măcar cu o oră, două în plus față de programul normal pentru a se odihni, da? Pentru a-și pregăti corpul pentru învățare. Învață-l să se relaxeze, sunt foarte bune tehnicile de respirație, v-am mai zis eu. Luăm, când simți că-ți bubuie creierul, faci o pauză de un minut, trage aer în piept, te ventilezi, dai afară și din nou respiri. Ai scris autohipnoză? Autohipnoză am scris, da. Mă refer la faptul că sunt tot felul de exerciții destul de simple. Să vizualizezi succesul. Da. Eu voi fi aici. Pot, ăsta sunt eu după ce am trecut examenul. Pot, știu, am tot ce trebuie. Și îmi spun mie chestiile astea. Și funcționează și la copiii mai mari, dar și la adulți. Nu în ultimul rând, camera să fie oxigenată, să circule aerul, astfel încât creierul să o ducă bine. Nu-l cicăli, da? Nu-l cicăli, dar oare ți-ai făcut aia, dar oare ți-ai făcut aia? Stabiliți împreună dacă își dorește acest lucru să-l testezi, să-l ajuți în a fi profesorul lui care îl ascultă, da? Dar fără, doar dacă el își dorește chestia asta, fără să stai cu gura pe el tot timpul. Și importanța zilei pre-examen. Adică? Adică se recomandă să nu faceți ca noi, cum îngrășam porcul în ajun și învățam de la miezul nopții după ce terminam petrecerile până la 8 dimineața și la 9 dădeam examen. Aceea este memorie de scurtă durată. Da. Într-adevăr, funcționează, dar la vârste mai mari și după aia cădeam lați vreo 2-3 zile de epuizare. Și nici nu mai știam nimic. Și nici nu mai știam nimic. Dar treceam cu 5? Doamne, 5-ul. Și mai luăm și 5. Da. Se recomandă astfel în preziua respectivă să nu mai înveți foarte mult, ci doar să recapitulezi puțin și mai degrabă să te odihnești, o baie caldă, astfel încât copilul să poată adormi, relaxează foarte mult, stresul crește și atunci somnul poate fi dereglat și atunci venim cu sfaturi de genul cum să-l odihnim. Și da, asta e cu roșu. Asta este cu roșu și înainte și după examen, indiferent de rezultat, spuneți-i că-l iubiți. Spuneți-i că-l iubiți pentru că dragostea voastră este necondiționată și cu siguranță nu stă în rezultatul unui examen. Mulțumim, da? Dan. Mulțumesc. Mă găsiți pe Instagram repede, repede, un follow la Taticul.